Sunt în Polonia și avem o ședință la care studiem un curs biblic despre bani. Este intitulat Banii și posesiunile. Și iată, în timp ce studiam, am avut un gând pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Nu știu, ați observat dumneavoastră că noi, moldovenii, suntem foarte, foarte preocupați, toți așa, ca și națiune, ca și popor, suntem foarte preocupați de asigurarea copiilor noștri, viitorului copilului nostru. Asta este un lucru bun. Spre deosebire de alte națiuni, iată, în vest, de exemplu, am împlinit copilul 18 ani și la revedere. Nu îl mai știi, copilul se descurce singur de la 18 ani. Nu, noi nu avem așa ceva. Noi suntem foarte preocupați, suntem implicați în viața copiilor și stăm alături de el să-l ajutăm. Poate uneori este exagerat, dar iată, am observat că de multe ori preocuparea asta este pentru starea materială a copilului, să-i asigurăm o stare, să fie el asigurat material. Și cred că aici uneori punem accentul nu unde trebuie. Eu cred că e foarte important ca și părinte să fii deosebit de preocupat de bunăstarea spirituală a copilului tău, să investești, să-i asiguri bunăstarea spirituală a copilului tău. Pentru că dacă îi asiguri bunăstarea spirituală a copilului, toate celelalte lucruri, cum fericirea este asigurată. Când are bunăstare spirituală, este asigurată fericirea. Bunăstarea materială doar nu-i asigur fericirea. Uitați-vă dumneavoastră câți oameni au făcut, numai ce n-au făcut ca să le ofere copiilor lor tot ce pot și i-au nenorocit pe copii așa. I-au nenorocit, copiii au învățat numai să risipească, risipesc, au ajuns drogați unii, numai câte lucruri nu se întâmplă. Dar acolo unde părinții au investit în bunăstarea spirituală și s-au preocupat foarte mult de bunăstarea spirituală a copiilor lor, copiii aceia numai decât sunt fericiți și sunt fericiți în toate privințele. Ce implică asta? Asta înseamnă să faci tot posibilul ca copilul să-L cunoască pe Dumnezeu, să cunoască cuvântul lui Dumnezeu, să cunoască lumea aceasta spirituală, adevărurile spirituale, să crească spiritual. Deci un părinte care va fi preocupat de bunăstarea spirituală a copilului lui, nu va lua două, trei geaburi ca să nu aibă timp când vine acasă să mai stea cu copiii. Nu, se va grăbi acasă în fiecare seară ca să stea cu copilașii lui, să le citească din Sfintele Scripturi, să-i învețe din Sfintele Scripturi, să se joace cu ei, să-i ajute, să-i ajute să-L cunoască pe Domnul Iisus. Și că mă uit cu câtă pasiune copilașii ăștia ascultă în copilărie. Vedeți, și Domnul Iisus a spus, lăsați copiii să vină la mine, ca unora ca ei este împărăția cerurilor. Și apoi le-a spus maturilor că dacă nu veți primi împărăția cerurilor, cum o primesc copiii, cu niciun chip nu veți intra în ea. Pentru că copiii sunt foarte flămânzi după lucrurile duhovnicești. Iată, în perioada asta a copilării, ei primesc cu atâta dragoste, cu atâta pasiune. Și un părinte care este preocupat numai decât va investi în asta. Va investi din copilărie și totdeauna, cum scrie în Scriptură acolo la Deuteronom, spune să-l înveți pe copil continuu, să-i însufli, zice, legea aceasta a lui Dumnezeu, să-i întipărești în mintea lui, zice, să-i vorbești la culcare, la sculare, când ești acasă, când ești în călătorie, să pictezi, să scrii pe pereții casei, fă ce poți tot, numai ca să-l ajuți pe copil. Asta înseamnă a investi în bunăstarea lui spirituală. Apoi, când crești mai matur, fă tot posibilul, fă niște ieșiri cu copiii, fă ceva, fă-le niște experiențe spirituale interesante lor, din care ei să crească. Atunci când copilul vrea să meargă la o tabără creștină, fă tot posibilul să-l trimiți, ajută-l. Atunci când copilul vrea să plece într-o misiune, ajută-l să plece acolo, numai decât. Atunci când copilul vrea să meargă la școala Timotei, de exemplu, acum avem unde el este pregătit, fă tot posibilul ca el să meargă acolo. Iată, așa m-am întristat când odată era școala Timotei și s-a lungit puțin mai mult decât era vacanța, cu vreo 2-3 zile. Toți copiii au rămas, numai cineva, un slujitor, și-a luat copilul să ducă la școală. Nu, copilul trebuie neapărat să meargă la școală. Nu, dragii mei, nu, trebuie să fim înțelepți să facem asta. Faceți așa ca să investiți bine în bunăstarea spirituală a copiilor voștri. Și sunt anumite momente așa decisive, când iată, mi-am amintesc, băiatul era, îmi pare că clasa ori a 11-a, ori, din nou a fost chiar, nu, a 11-a îmi pare că era, sau a 12-a îmi pare că trebuia să dea, David, trebuia să dea și examen de bacalaureat. Și tocmai plecam la o conferință de pastori și ieșem din curte. Și a zis, tata, ia-mă cu tine. Dar era conferința de la Sorduc, dar era școală, el avea școală. Zic, dar la școală ce? Da, eu mă descurc la școală. Ești sigur? Mă descurc. Hai să sunăm la diriginta ta. Iată, poți să le iau pe băiatul meu la conferință, să descurcă dacă îi lipsește o săptămână? Da, domnule, eu cred că el se descurcă, el e băiat bun. Super, gata, mergem.
Mergem, o mers acolo. Deci când am văzut dorința asta, am vrut numai decât să le iau. Când mi-a spus copilul că vrea să meargă în misiune, în Uganda, periculos, malarie și așa mai departe. Și-a fost bolnav de malarie. E bine, du-te, du-te, foarte bine. Deci, ca și părinți, Dumnezeu să ne dea înțelepciunea aceasta să facem, pentru că, apropo, aceea a fost o investiție în creșterea lui spirituală și sunt gata să o fac ori de câte ori și cu el și cu oricine alții, dar tare, tare vreau să dau îndemnul ăsta la părinți. Dumnezeu să ne ajute să fim înțelepți și tot ce putem să facem pentru a investi în bunăstarea spirituală a copiilor noștri, în creșterea lor. Dacă facem asta, vă spun, le-am asigurat fericirea aici pe pământ și le-am asigurat fericirea în Împărăția Cerurilor și ei vor fi oameni rodnici și vor trăi viețile frumos. Așa să ne ajute Dumnezeu.